soldat, vorbește să ne lase la budă, că altfel o să fie rău și de voi aici. Ce apă vrei, mă? Ce vrei? N-aveți voie! Nu voiați să trăviți-o, mă? Ăștia au distrus barajul de la Cura Râu. Tudor a creat atmosfera asta atât de bine, încât trebuia doar să fii prezent în filmul ăla. Mai ales când auzi sunetul armei, știi, care se încarcă în fața ta. Am capturat peste 500 de teroriști, dar mai sunt mulți alții și trebuie să mă întorc la treabă să-i prindem. Cine vrei să prinzi? Dumnezeu să vadă filmul ăsta și generațiile mai tinere, pentru că ei n-au trăit acele clipe, pentru noi care am trăit. Cât trăim, nu o să se termine. Cine te-a pus să tragem poporul după stradă? N-am tras. Cum n-ai tras? S-a găsit pistola asupra ta. Ar fi de la securitate. Armata tragelor! Cineva trage de sus! Fugi-mă să nu mai tragă! Crezi că-s nebun? Tu n-auzi că n-a tras nimeni de aici? Închedecați securitatea! Să nu mai tragă în armată. Atenție, e gravă, se varsă sânge încă acolo. Oamenii mei nu trag. Ei n-am fost, ei n-au fost, dar cineva au tras, nu? De diseară vă curățăm pe toți. Cine a tras în piață? Au murit niște oameni și au murit, culmea, foarte mulți nevinovați. E adevărat că e greu să-ți recunoști o greșeală. E foarte greu. Și mai ales când greșeala se lasă cu morți. Bună seara și bine v-am regăsit la Despre Filme. Revenim după o pauză mai lungă, într-un nou decor, mai intim, făcând ceea ce ne place nouă și ceea ce știm cel mai bine, să aducem în fața dumneavoastră oameni care au povești de spus. Destul de recent a apărut un film care ne-a atras atenția cu o distribuție de zile mari, cu un subiect spectaculos și răscolitor. E vorba de Libertatea lui Tudor Giurgiu și în pleiada aceasta și în spuma aceasta de actori ne-a atras atenția și am vrut să-l cunoaștem mai bine. Este vorba despre Alexandru Calangiu, care este astăzi alături de noi și ne răspunde la o sumedenie de întrebări. Cine este, ce mai face, de unde vine, aflăm toate acestea astăzi. Bună seara și mă bucur că ești aici. Mulțumesc mult. Prima noastră întrebare la Despre Filme este una așa de extemporal și vreau să ne întoarcem un pic în copilăria ta, pentru că știu că mergeai la cinematograf atunci. Da. Vreau să te gândești la un film care te-a impresionat într-un fel în copilărie. Sunt foarte multe, foarte, foarte multe, dar dacă e să-mi vină unul acum în cap, cred că vine, nu știu, Goodfellas, Martin Scorsese. Wow. Ai văzut la cinema? L-am văzut la cinema, da. În Craiova? În Craiova, da. Foarte interesant, da, un film. Foarte mult. Extraordinar. Bun, și o amintire din copilărie, uite, poate legată de sărbătorile de iarnă, pentru că suntem în perioada aceasta, o amintire de acasă, cu părinții, poate... legată de sărbători? Cred că are legătură tot cu filmul. Țin minte că era ajunul Crăciunului și undeva pe un post de televiziune, nu mai țin minte pe care, au difuzat Indiana Jones, cred că primul sau ceva de genul ăsta, și mi-a plăcut foarte mult, pentru că atunci am luat prima dată contact cu filmul respectiv și cu Indiana Jones 1, 2, 3 sau ceva de genul ăsta și mi-a plăcut foarte mult. Țin minte că era Crăciun. Foarte drăguț. Și încă nu se difuza singur acasă. Ba da, cred că da, pentru că era mult mai vechi, cred. Și eu aveam undeva la 17 ani sau 16 ani când l-am văzut prima dată. Vreau să știu, cum te-au purtat pașii către actorii? Și eu mă întreb de multe ori și eu mă gândesc cum m-au purtat. Vorbesc foarte serios. Am crezut că mi se potrivește pur și simplu, că ar merita să încerc. De unde? Nu știu de unde, cred că îmi plăceau filmele foarte mult. Mie mi-a plăcut tot timpul mult mai mult film. Acum îmi place foarte mult și teatru, pentru că o fac de ceva ani. Dar cred că filmul m-a dat jos de pe canapea, ca să zic așa. La 15 ani am mers într-o trupă de teatru de amatori, după care am plecat, pentru că nu-mi plăcea deloc teatru. De ce? Nu-mi plăcea. Ți se părea obositor? Nu se părea deloc obositor. Nu-mi plăcea cum se juca teatru la vremea respectivă. Ți se părea puțin exagerat față de film? Simt foarte mult. Foarte exagerat. Foarte, foarte exagerat. Și cumva mi-a fost destul de greu în primii ani de facultate. Chiar și după facultate mi-a fost greu, pentru că nu puteam să mă adaptez la stilul ăla de joc.
nu puteam nici cum, adică nu simțeam să fac așa ceva, nu simțeam că sunt pe lângă, că sunt fals, că... Prea dramatic? Nu neapărat prea dramatic, prea lacrimogen așa, adică mai avea să plângă și ficusul, vorba aia, adică... Na, nu era pentru mine. Și ai plecat din trupa de teatru, ai zis nu e pentru mine. Da, și am plecat. După care am revenit, am dat la facultate și... Na, la ce facultate? La facultate teatru din Craiova. Deci până la urmă ai zis nu-mi place teatru, dar totuși... Da, pentru că m-am gândit tot timpul că o să-mi găsesc eu singur calea, ceea ce s-a și întâmplat de fapt. Adică... Și te-ai gândit că poate e o portiță către film. Asta clar m-am gândit. Cum a fost admiterea la teatru? Ai făcut pregătire? Știu că se intră destul de greu. Da, am făcut pregătire cu Alexandru Băureanu și cu Remus Mărginanu, care el de fapt a înființat facultatea asta în 1995 în Craiova și el era și un actor foarte bun și de film, adică cred că mai mult de film decât teatru, nu știu. Da, am fost foarte prost la canto, eram bătă efectiv la canto. La dans, că trebuie... Mă rog, acolo nu prea au fost probleme, nu pentru că aș fi un foarte bun dansator, ci pentru că nu a fost o probă grea. Da. Și rest am dat ce a trebuit să dau, adică monolog, povestire... Mai știi ce monolog ți-ai ales? Nu mai țin minte. Aveam emoții, nu mai țin minte. Și ai intrat din prima. Da. Ai intrat din prima și ai început să prinzi gustul. Gustul l-am prins mult mai târziu. Ți-am zis, mi-a fost foarte greu în primul an să joc, să fac ceea ce se făcea până atunci. Chiar am făcut niște spectacole la penitenciar, că mi se păreau că erau mult mai fresh și mult mai natural. În facultate? Nu, după facultate. Am lucrat cu ei, cu deținuții de la penitenciarul din Craiova de maximă siguranță. Wow! Și cum a fost experiența asta? Sau hai să te întreb, ce ați jucat? Că bănuiesc că nu poți să joci chiar orice acolo. Ei au jucat, eu i-am ajutat cât de cât am... Tu ai fost un fel de profesor, un îndrumător. Mă rog, hai să zicem regizor. Da. Nu vreau să jignesc pe cineva spunând despre mine că sunt regizor. Da, înțeles. I-am ajutat. Context. Da. Erau niște povești despre viețile lor. Pur și simplu. Poveștile lor, când erau mici și cumva nu vreau să scot ochii oamenilor cu... Ei sunt criminali, ei au făcut chestia asta. Ei, adică cumva vreau să arăt că pe parcursul vieții au luat niște decizii proaste exact. Și că au exact. Ajuns acolo. Și au fost într-un anumit context luate deciziile respective. Da. Și cum te-a schimbat? Ce ai învățat din experiența asta? Mi se pare foarte interesant. Pot să spun că pe mine m-a schimbat cu ceva, fiindcă e foarte greu să te schimbe ca om ceva în viața asta. Cum adică... te percepeau ei, de exemplu? Erau reticenți la început? Nu, deloc. Le făcea plăcere. Erau destul de golani. Le făcea plăcere faptul că îi scoteam de acolo din celulele respective și că pierdeau timpul cu mine. Li se părea o gură de aer proaspăt? Li se părea, da. Ceva. Nu cred că i-a interesat foarte mult teatru pe ei. Da. Dar faptul că aveau un timp liber, faptul că s-a jucat în afara penitenciarului și au avut contact cu familii, cu rude, cu așa... I-a făcut cumva sau m-au păcălit pe mine cumva să cred că le place. Cert e că a fost o experiență pozitivă exact. Și pentru tine și pentru ei, că iată, au ieșit puțin din mediul acela închis. Și poate au descoperit și lucruri noi, sunt convinsă că nu s-ar fi gândit. Vreau să știu care e rolul din teatru. Un rol din teatru, din piesele în care ai jucat tu, care ți s-a părut așa în momentul în care l-ai citit că a fost scris pentru tine? Păi... Arthur, cred că a fost de Mrojec, cred că au mai fost cam rolurile pe care le joc în general la Frim. Vorbește-ne puțin de ele. Ce roluri joci la Frim? În ce piese? Păi uite, pot să vorbesc despre Câine cu om, Câine fără om, ultimul spectacol pe care l-am făcut cu Radu. Este Hengherul pe care îl interpretez eu și ne-au bucat undeva la 45-50 de minute. M-a fost destul de dificil pentru că e un rol destul de greu, un rol destul de incomod și atunci mi-a făcut plăcere să-l fac. Mi-a făcut plăcere să-l fac pentru că tocmai e un rol cu care nu te întâlnești tot timpul, știi? Și nu știam foarte bine dacă o să fac ceva cât de cât acest caracter care este o bestie, o să fie un animal, o să ajung să-l fac credibil. Am înțeles că e ok. Lumea a spus lucruri
bune, înțeleg despre acest rol. Ai primit păreri bune după spectacol. Vreau să știu ce împliniri ți-a adus teatru. Am înțeles că ai avut o relație complicată, să spunem așa, o dragoste cu năbădăi. N-a fost de la început. Nu. Cum te-ai apropiat și cum a ajuns să-ți placă și iată să joci în atâtea piese și la Craiova și la Radu Afrim, cum ai spus mai devreme? Păi, cred că întâlnirile cu regizorii au fost pentru mine lucrurile cel mai importante în teatru. Mă bucur că fac o meserie care îmi place foarte, foarte mult și cred că asta e împlinirea cea mai mare, știi, că te poți bucura tot timpul de ea și tot timpul este ceva nou și tot timpul descoperi lucruri noi la un personaj sau la un caracter sau întâlnirile pe care le ai cu un regizor, sigur, sunt întâlniri și foarte proaste, adică... Se întâmplă. Se întâmplă, normal. Dar marea majoritate, cel puțin în ultimii ani, pentru mine au fost lucruri foarte, foarte frumoase. Și cred că astea sunt împlinirile, știi? Faptul că ai și un program mult mai relaxat, adică nu când poți... Când lucrezi de la 9 la 5, e cumva de asta am și fugit spre teatru, știi? N-am vrut niciodată, nu m-am văzut niciodată stând la un birou de la 8 la 8 sau de la 8 la 5, da. Cum zici tu, nu știu ce făceam, cred că m-am aruncat pe geam, efectiv. Vorbesc foarte serios, adică nu mă vedeam, știam sigur că nu o să pot să nu e pentru tine treaba asta. Da, și atunci cred că asta e împlinirea cea mai mare pentru că sunt liber și pot să și fac. Poți să-ți alegi proiectele în care vrei să intri, cele în care nu. Da, și asta. E o libertate, apropo. Da. Cum a fost castingul pentru Libertate? Cum ai ajuns să dai casting pentru rolul lui Viorel? Păi am fost chemat la casting ca... Destructorilor. Unde te-a văzut Tudor Giurgiu? Ai idee? Da, m-a văzut la... programul 10 pentru TIF. Da. Am fost și eu. La Cluj, da. La Cluj, acolo m-am întâlnit în ultima zi cu el. M-a zis că urmează să facă filmul ăsta, s-a uitat la mine, a dat un pic din cap, a zis nu cred că ai tu față de milițian, dar mă rog, o să încercăm poate ceva, un soldat sau ceva de genul ăsta. De 2022, cred. În 2022 s-a întâmplat... Cred că da. Deci atât nu te-a văzut și a zis, tu ești Viorel. Nu, dar cum să n-a fac fost așa deloc. Ceva? Nu cred că poate să facă, adică nu-și permite nimeni să facă lucrul ăsta. Și am dat pentru el o dată, de două, de trei, de patru ori, nu mai țin minte, de trei, sau, de trei sau de patru ori, pe cam așa se dă. Mai multe probe. Da, mai multe probe, normal, ca, da, așa se dă. Mai țin minte ce parte din film ai dat-o la casting? Păi, cred că am dat... Mai multe? Jumate din film, nu știu, din ce am avut eu de jucat. Nu chiar, dar vreo, nu știu, hai să zic așa, dintr-un scenariu de, cred că undeva la 40%. Deci ceea ce m-a ajutat foarte mult la filmări, pentru că deja știam textul. Știai textul de la casting. De la casting, da. A fost un casting destul de greu. Sunt convinsă. Și pe cât s-a întins perioada asta de casting? Eu asta nu știu, el știe pe cât s-a întins cu toată distribuția, nu, dar cu mine, nu știu, undeva sfârșit de octombrie. Și ții minte că am primit vestea chiar de Crăciun, ceea ce m-a bucurat foarte mult. Ce frumos! Iată, de Crăciun ai aflat... În perioada sărbătorilor, da, cam o lună jumătate. Ai dat casting la început doar pentru Viorel sau și pentru alte roluri? Am dat odată și pentru Ce face Toma cu Zin, dar am rămas pe Viorel, m-a chemat tot pe Viorel încă de vreo două sau de trei ori. Care a fost părerea ta la cald după ce ai citit textul? Iată, ne spui că ai avut frânturi din el la casting, da? Dar după ce ai fost anunțat că ai luat rolul și ți s-a dat textul integral, tot scenariul, da. Care a fost părerea ta la cald atunci? În primul rând m-am bucurat. Adică asta a fost prima aia, m-am bucurat. Exact, asta am făcut. Fac film. Exact, de sărbători. Nu neapărat că făceam film, pentru că... Dar îți doreai asta. Îmi doream chestia asta, dar îmi doream să fac și... doream să lucrez cu Tudor, îmi doream să... Exact. Scenariul pe care l-am făcut. Distribuția. Și distribuția, adică... Tot contextul era... Faci film, știi? Tot contextul era la superlativ. Da, și... Da, țin minte că l-am citit de vreo două sau trei ori în perioada sărbătorilor. Atunci îmi plăcea foarte mult, adică îl visam. Pentru că era și foarte bine scris. Și am aflat despre revoluția asta de la Sibiu din 89, lucruri pe care habar n-aveam despre ele, deci chiar nu știam. Eu am rămas marcat. Țin minte că vorbeam cu taică-meu care are o vârstă și mă gândeam că el a aflat despre lucrurile astea, nici el nu știa și cred că multă lume nu știa. Și iată, trebuiau spuse. Sunt convins, uite, de exemplu, acum am fost cu filmul ăla cu Gir și am înțeles că și acolo a fost ceva de genul, mă rog, nu știu dacă de genul ăsta, hai să nu compar, că nu știu sigur. Da. Dar la fel, adică un măcel într-un orășel atât de mic, da. Cum a fost și mult mai mic decât Sibiu,
Iar la Sibiu, când am citit despre câte cartușe s-au tras, că s-a tras cu obuzul, s-a tras cu tancul, de cu ce nu s-a tras pe acolo, știi, măcelul ăla dintre miliție și armată, adică... Nu știu, n-auzisem în viața mea și mi-era foarte greu să... Da, mi-era foarte greu să cred. Erai un copil când s-a întâmplat, deci... Da, eram un copil, dar ce vreau să zic este că nici pe parcurs, adică nici când am crescut, nu am aflat de episodul ăsta, până la întâlnirea mea cu Tudor. E o parte din istorie care merită să fie cunoscută și vorbeam înainte că sunt foarte mulți tineri care nu numai că nu știu și n-au auzit, dar trebuie să rămână cu niște lucruri. Cu ce crezi că ar trebui să rămână tinerii după ce au aflat ce s-a întâmplat acolo? Păi, în primul rând trebuie să afle, pentru că asta e problema, că nu prea știu. Adevărul istoric. Da, nu prea știu nimic despre revoluția asta. Uite, de exemplu, Lucian i-a spus lui Tudor că în clasa 11 sau 12 la istorie există doar o pagină despre revoluție. O singură pagină, doar o pagină, aproape o pagină. Și când a aflat atâtea lucruri de la Tudor și a întrebat părinții, el fiind chiar și din Timișoara, unde a început. Și eu cred că nu știu, asta, cu asta ar trebui să rămână, să meargă mult mai adânc în istorie, să, de fapt în istorie, în cercetare, că nici măcar în istorie. Alt exemplu, un băiat de la 20 ceva de ani, după ce a văzut filmul la Sibiu, a mers acasă și a trezit-o pe maică-sa la ora 2 noaptea să-i povestească despre revoluție. Știi? Adică copiii ăștia tineri, oamenii ăștia tineri, au tot felul de întrebări, întrebări la care nimeni nu poate să le spună absolut nimic. Dacă nu vedeau filmul ăsta, sunt convins că nu cred că întrebau niciodată și pe bună dreptate n-au nicio vină. Da. Pentru că nu au... Nu se vorbește despre asta. Nu au unde să afle, nu există absolut nimic. A fost totul atât de bine făcut încât să băgăm totul sub fresh. În ce a constat pregătirea și documentarea pentru personajul Viorel? Am alergat în perioada aia, la propriu am alergat și a trebuit să mă și îngraș câteva kilograme, lucru care de obicei în pragul sărbătorilor e un lucru destul de ușor. Și am luat câteva kilograme în plus, dar trebuia să am și vrut să alerg, pentru că mi-am dat seama că este foarte, foarte multă muncă și din ce povestea Tudor cum vrea să filmeze fizic, trebuia să fii bine antrenat. Da. Și chiar în prima secvență, printre primele secvențe, cea pe culoar când se trage atunci a durat undeva la 16-17 ore de alergat în continuu, wow. Și atunci cumva m-am felicitat măcar pentru lucrul ăsta, pentru că... Deci atât de ce actorii chiar trebuie să aibă condiție fizică, e foarte important, da, dar nu știi niciodată. Nu știi niciodată, dar și cred că restul pe partea asta am vorbit foarte mult cu Tudor, el mi-a dat foarte multe materiale pe care să le văd, despre care am vorbit, m-a ajutat chiar și la filmări, adică el a reușit să facă pentru noi cel puțin foarte ușor, nu știu cât de mult i-a luat lui... sau cât de greu i-a fost să creeze toată atmosfera, toată tensiunea respectivă și atunci pentru noi era foarte ușor să intrăm în ea, pentru că era ca și... Era un cadru deja creat? Era deja o atmosferă și o chestie care, cum am mai zis, adică cât de prost actor ai fi fost, tot cred că făceai ceva bine acolo, pentru că el a făcut, efectiv, a făcut perfect ce a făcut. Totul arată extraordinar, de la decorul, la scenografie, da. Voi... arătați de acolo. Cum a fost prima oară când te-ai văzut în oglindă ca și Viorel? Nu știu, nu prea am realizat. N-ai realizat. Nu am realizat, am așteptat. Eu nu... Dar îți dai seama de transformare văzând acum? Să știi că, da, chiar acum, la ceva timp, dar nu realizam. Adică mă bucuram doar că... Că faci asta. Că fac asta și atunci, dacă nimeni nu... mă chema la cadru și îmi zicea acolo sau acolo nu e bine, nu știu ce, nu aveam nicio problemă. Okay. Știu ei mai bine ca mine și atunci stau aici. Mi s-a părut incredibil efectiv cât de bine ați putut să arătați fix din perioada asta și sunt sigură că mulți au amintiri cu părinții lor și au spus despre mulți că uite, seamănă cu tata. Efectiv, pentru că sunt anii ăia în care așa, da, așa arătau părinții noștri. Da, și mie mi s-a spus că arăt mult mai bătrână în film. Și mai matur. Și mai matur, da. Da. Și e mare lucru că, văzându-te, a știut cum o să arăți, înțelegi, în personaj.
Da, asta nicio... trebuie să fii vizionar, da. Pentru că nici tu sunt sigură că nu te vedeai nu, așa. Nu, absolut nu mă vedem așa. Cum a primit publicul? Îmi spuneai că mulți sunt foarte interesați. Iată, copiii nu prea știu ce s-a întâmplat acolo, vin cu tot felul de întrebări. Da, sunt foarte, foarte curioși și vin într-un număr foarte mare, știi? Mai ales, uite, Oana Giurgiu face un test, pune o întrebare la sfârșitul filmului de fiecare dată, mă rog, cel puțin când am neoplimbat cu el prin țară. Și întreba cine e născut după 89 și erau foarte, foarte mulți. Adică ridicau mâna cei care sunt născut după 89. Iar lucrul ăsta nu poate decât să te bucure, știi? Că... Care trezește interes? Ați văzut filmul în compania unor oameni care au fost acolo? Au fost foarte mulți, da. Cu adevărat? Niște veterani? Cu adevărat, cu adevărat. Și cum au retrăit ei momentele astea? Ce v-au spus? Da, o țin minte pe o doamnă de la Sibiu, care în perioada respectivă era asistent medical sau doctor, nu știu, nu vreau să greșesc, cadru medical. Și ea s-a ocupat de oamenii răniți de acolo din bazin și am înțeles că aveau și o experiență destul de mare și pentru ea a fost un șoc ce a văzut acolo. A văzut, adică, niște răni pe care nici nu vreau să le reproduc eu acum aici. Comparativ cu filmul, i-a mulțumit lui Tudor pentru că nu a arătat tot, nu a arătat la fel de, nu știu, unul la unul, ca să zic. La fel de sângeros cum a fost? La fel de sângeros, da, pentru că el s-a cumva, s-a speriat, a zis, mă rog, s-a speriat, a zis cumva să nu fie prea mult. Să nu fie prea mult, dar de fapt ce ne-a spus... Doar să sugereze. Nu neapărat să sugereze, ci să arate, dar nu atât de mult. Iar ce ne-a spus femeia respectivă a zis că a fost, nu știu, ceva de... A fost oribil ce s-a întâmplat acolo, pentru că ea îi pansa, îi... Cosea. Da, îi cosea, dar ce nu le făcea, știi? Și, mă rog, în ce condiții au trebuit să trăiască acolo, nu puteau să meargă la toaletă, pe lângă faptul că erau cum erau bătuți, despicați, umpluți. Cu răni grave. Da, cu răni grave, mai zis că era ceva de nedescris. Și asta spunea un cadru medical, care... Care a văzut de toate. Exact. Nu e o persoană din afară. A mai fost încă o persoană, ții minte, cred că la Radă, a fost tot așa luat de pe stradă, băgat acolo, acuzat de terorism și asta o țin minte cum la un moment dat un deținut, un cerea săracu, am vrut să meargă la toaletă și l-au împușcat soldații care erau mare majoritate, erau rupți de beți. A fost o glumă, da, și o joacă. L-au lăsat acolo câteva zile. Țin minte că era povestit că avea 1,80 m și ceva. Când a intrat la bazin și vreo 90 de kilograme și într-o săptămână a slăbit 20, adică a ieșit cu 60 ceva, 70 de kilograme. E... 7 zile. Îngrozitor. Da, a trăit. Ce mecanisme te-au ajutat ca actor de film în comparație cu cele din teatru? Ce ți se pare diferit? Nu mi se pare foarte, foarte diferit. E adevărat că în teatru trebuie să împingi un pic mai mult vocea, să faci... Ca să te audă și ce să te audă și ăla din rândul 600, nu știu. Dar nu mi se pare o diferență atât de mare. Cred că îți dai seama singur și te reglezi cumva. Adică dacă ai văzut filme și te uiți la filme, e clar că nu poți să faci în film ceea ce faci în teatru. Adică pleci să clipești atât de mult când e camera pe tine. Adică pleci cu ideea asta de acasă, știi că clar că nu o să faci în film ceea ce ai făcut al arterii într-un spectacol. Și știi lucrul ăsta. Și cumva te pregătești pe drum, efectiv te pregătești, îți dai seama că nu încape loc, adică nu încape pentru că ești din cadru cu mâinile, dacă faci așa și poți să ieși din cadru. Adică... Da, și cred că totul este mult mai conținut, adică emoțiile pe care le ai în film tot timpul e ca în viața reală. Sigur că în teatru trebuie să vadă un pic emoția, dar în film trebuie cumva să-ți învingi emoția și să nu arăți ca în teatru, știi? Oamenii de asta fac... un pic cu ea. Păi, da, oamenii asta fac în realitate, se luptă cu... Nu-l vezi pe unul plângând la orice secundă sau când e nervos sau când vrei să înjuri sau toate lucrurile astea. Da. Încerci cumva să ți le inhibi. Exact. Și cred că asta e, nu știu, mai mult. Unde ați filmat și cât a durat filmarea? Păi, cred că cu totul, nu știu, zic așa, 32 de zile. Am filmat în Brăila... Mă rog, am filmat în București, după care în Brăila
iar în București și Sibiu. Astea au fost orașele. Și au durat 32 de zile. Tu le-ai filmat pe toate, 32. 30 am filmat eu. 30 tu. Deci a fost... A fost un maraton, așa, a fost obositor, a intrat într-un ritm. A fost. Câte ore filmați pe zi, aproximativ? Asta nu mai știu. Câte ore... Și era diferit de la zi la zi, nu? Era, sigur, erau diferite și plus de asta, nu știu, eu eram dispus să filmez cât trebuie, nu știu, 12, 13, 14. Nu mai aveai timpului, nu mai simțeai. Dar de asta eram acolo și de asta, asta îmi plăcea să fac, adică nu mă gândeam niciodată că... Ori mai am o secvență și plec acasă. Mamă, secvență și plec acasă. Uite, de exemplu, lucrul ăsta se întâmplă în teatru. Da. Știi, adică... Hai să termin și o repetiție aia odată. Să termin repetiția aia, că urmează și mâine și pe mine și mai e o chestie. Teatru și dacă ai mult, foarte, foarte mult text, poți să zici, hai, mai taiem și mie 3, 4, 5, 10 replici. Pe când în film nu vrei chestia asta, pentru că știi că în film te vezi. Știi? Da. Pe când în teatru zici, oricum, mai am 10 replici aici. Mai am oricum 3 mai am oricum monologe. Să sată în lumea. Exact. De mine. Da. Apropo de, 90 și ce s-a întâmplat atunci, e clar că s-a tras o cortină, s-a schimbat o lume. Cum crezi că s-a schimbat lumea filmului românesc după 90? După 90 nu prea știu, dar știu după 2000. S-a schimbat, cred că, în bine. Asta, adică, odată cu noul val. Odată cu noul val, odată chiar cu Cristi Puiu, cu Mungiu, Tudor Giurgiu, cred că toate lucrurile astea s-au... Acum Bogdan Mirică, care mi-e place foarte mult. Adică vin, nu știu, regizori extraordinar de buni. Și filmele după 2000 și premiate în afară. Plus asta, adică mi se par niște, nu știu, ambasadori ai României pe bună dreptate. Mai avem nevoie și de tipul acela de comedii care se făceau înainte de 90? Ce crezi? Eu, da, trebuie să facă și genul ăsta de comedii. Problema mea e că noi, știi, în general, românii nu prea avem măsură, știi? Și mie de asta mi-e frică, pentru că s-ar putea să facem comedii vreo 200 de ani de acum încolo, până când o să facă unul, alt gen de film, și atunci toți o să o cotească după ăla, știi? Adică de la team building încoace, părerea mea e că, nu știu, e așa o goană ca în Vestul Sălbatic, de toți facem fugeau, multe comedie, comedie, da. Nu mai contează ce de care comedie, comedie să fie. Și mi se pare că e așa o chestie, o vrie și o alergare spre nicăieri, știi? E foarte bine că se fac, dar, nu știu, mai cu milă, știi? Mie de asta mi-e frică, cumva să nu intrăm așa într-o era comediei până în 2500. Ți se pare că nu prea există public pentru nișă de mijloc, să spun așa? Adică sunt filmele de artă, da? La care nu merge toată lumea, știm asta, da? Cele premiate, unde trebuie să ai o cultură cinematografică, o bază ca să le poți... E clar că faci film genul ăsta de film doar... Filme, cum ai spus și tu, comedii foarte ușoare pe care le înțelege oricine, nu trebuie studii, da? Sunt la îndemâna oricui, râdem, ne simțim bine. E, unde sunt filmele de acelea de mijloc? Mai alea n-am de unde să știu eu unde sunt și ce trebuie să facă pentru ele. Nu știu ce ar trebui să facă. Așa cum ai spus și tu, o comedie, orice gen, cred dar scrise. Dar nu cred că ne permitem o cale de mijloc, dacă mă întreb pe mine, cu toate că ar trebui să existe. O cale de mijloc cred că există în, nu știu, niște țări foarte, foarte... O industrie foarte bine. O industrie bogată, că până la urmă trebuie să fii bogat ca să-ți permiți să faci tot felul, tot genul de filme, știi? Și să jonglezi. Și atunci... Știi, dacă înainte a fost chestia asta cu, domne, nu se mai termină cu ciorba asta lungă, mie îmi plăceau filmul alea cu ciorba lungă. Da, cu cadre care nu se mișcă, da? Da, le preferam față de, nu știu, altele. Acum s-au dus în extrema cealaltă, de foarte, foarte ușoare și sper să fie doar un moment care să dureze foarte puțin. Vreau să știu ce proiecte urmează pentru tine. Cel mai sigur pot să vorbesc despre, nu știu, viitorul proiect, o să fie cu Radu Afrim la Teatrul Național din Craiova. În ce spectacole te văd cei de acasă și unde? Păi mă văd la Teatrul Național din Craiova și mă pot vedea în Câine cu Om, Câine fără Om, mă pot vedea în Petru Electro, Outfit-ul Șarpelui, Gaițele, Avarul, nu știu, Casa cu Suricate, Inimă și alte preparate din carne...
mai multe. Iată, o pleiadă întreagă de piese de teatru, așa că îi rugăm să te urmărească, să vadă ce mai faci. Ce-ți place să faci când nu ești la teatru, când nu filmezi, când ai puțin timp liber? Cu ce te îndeletnicești? Nu știu, nu fac ceva deosebit față de ceilalți. N-ai niciun hobby, nu știu, să-ți placă să te plimbi pe afară? Îmi place să mă plimb pe afară, îmi place să ies cu prieteni, îți dai seama, la o terasă, mai ales când e cald afară. Cum te reculegi? Uite, cum te reculegi după un astfel de rol, ca cel al lui Viorel? Ai nevoie de o perioadă de timp să-ți revii? După Viorel am avut nevoie de vreo 3 luni și nu știu cum am făcut. Deci chiar nu știu cum am făcut, pentru că mi-era foarte, foarte greu, indiferent ce aș fi făcut, nimic nu avea sens. Te întorceai cu mintea acolo, în lumea aceea? Nu, eram acolo. Erai acolo. Eram acolo și nu știam ce... Și nu știi cum să faci să ieși. Să revin. Să revii. Să revii la tine. Da, 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 mi-a trebuit foarte mult timp. Vorbesc serios, adică nu aveam chef să fac absolut nimic. Mi-aduc aminte că... Efectiv stăteam, nu știu, mă uitam în tavan sau dacă ieșeam cu prietenii la o bere, eram destul de absent. Dar, ușor, ușor mi-am revenit. Cu timpul... Cu timpul, da. Iată că nimeni nu se învață aceste mecanisme, nu le înveți în facultate. Nu cred că poți să le înveți undeva. Nu le înveți. Și e destul de greu pentru că trebuie o igienă emoțională, nu? Ca într-o relație, știi, atunci când te desparți de cineva, nu cred că poate să spună... Nu există un șablon pentru o despărțire, trebuie să faci așa și așa. Da. Știi, acum depinde cât de implicat ai fost tu. Am fost destul de implicat. Ai fost foarte implicat și s-a văzut și te felicităm pentru tot ce ai făcut în rolul acesta. Îți mulțumesc mult pentru prezența ta aici. Stați cu ochii pe el. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem din 2024 cu un nou sezon al emisiunii despre filme. Până atunci, numai bine, pe curând!